Intrăm într-o problemă de politică externă pe care ați fost singurul din România care ați semnalat-o. Din nefericire, singurul din România. Sper ca establishmentul politic, indiferent cât ar fi de agitat, să asculte ceea ce le-ați spus. Cititorii noștri au fost foarte interesați de această știre. Înțeleg că mâine, pe 28 octombrie, urmează să aibă loc un vot foarte important în Consiliul European vis-a-vis de PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, acesta de 30 de miliarde de euro, după care totul devine în responsabilitatea României. Vă rugăm să ne spuneți mai multe în legătură cu lucrul acesta. Doar dumneavoastră l-ați spus până acum. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru faptul că doar dumneavoastră ați transmis public acest mesaj. Este o situație critică foarte serioasă. Deci, acest plan, 750 de miliarde, adoptat prin presiunea politică a Germaniei, ca să lucrurile să fie cât se poate de clare, reprezintă instrumentul de finanțare unui mecanism european de redresare și reziliență. Asta însemnând că există o decizie politică privind tot acest subiect, iar pe de altă parte, evident, aspectele care țin de dezvoltarea financiară. Bun. Etapele prin care statele intră în aceste proiecte sunt următoarele, au fost convenite. Iar știu, la București s-a spus de vreun an jumate că noi avem bani în buzunar. Noi nici acum nu avem bani în buzunar. Etapele sunt următoare. A fost negocierea pe propunerile privind PNRR-urile naționale, care s-a purtat cu comisia la nivel tehnic de experți, în sensul că de o parte veneau cei care propuneau diverse scheme de modernizare a statelor. Atenție, aici nu este vorba de finanțare la ce am pierdut sau înfurat noi în ultimii 30 de ani. Este vorba de modernizare. Și de partea cealaltă, birocrația Uniunii Europene, care în esență avea în vedere respectarea unor criterii în legătură cu ce propuneau statele. Deci de partea cealaltă nu exista varianta compromisului politic, ci o perspectivă tehnică. Deci Comisia a dat o validare tehnică, nu se punea problema ca von der Leyen să semneze ceva sau să închidă discuțiile. Practic s-a făcut o propagandă paralelă. După ce Comisia a validat închiderea negocierilor, următoarea etapă pentru toate statele era dezbaterea acestui subiect și în ECOFIN, adică între miniștrii de finanțe, și în Consiliul European, în 4 săptămâni de la momentul în care Comisia a, cum spuneam, și-a dat acordul. După această perioadă, și aici atrag foarte serios atenția, pentru că sunt niște probleme tehnice, nu de politică, urmează o primă tranșă de 13% din acești, din aceste fonduri, în jur de 3 miliarde și ceva. Și din împrumut și din grant? Aici este discuția, pentru că este nevoie să, și pe împrumut și pe grant, să semneze acorduri de prefinanțare. În acest moment, neavând guvern legitim, nu pot să dau mandat cuiva să semneze